Salutare, prieteni, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Adrian Gudu și în clipul de astăzi o să abordăm o problemă tipică laptopurilor sau produselor Acer sau Acer, cum vreți să le spuneți. Despre ce este vorba mai exact? Acestea, modelele mai noi mai ales, acesta este un Aspire 3 pe care îl vedeți aici în față. Modelele mai noi au această problemă, să-i spunem. Nu e chiar o problemă, dar dacă nu știi ce să faci, poate deveni o problemă. Și anume, faptul că vin din fabrică cu modul Secure Boot sau modul sigur de bootare, cu modul Secure Boot activat. Și nu îl puteți dezactiva pentru a instala Windows 10 sau orice alt sistem de operare. Deci vine cu Secure Boot by default activat din fabrică. Și nu o să puteți instala Windows 10 în modul UEFI sau UEFI, cum vreți să-i spuneți, da? Și astăzi o să vă arăt cum rezolvați problema asta și o parte amuzantă la ce o să vă arăt astăzi este că, să vă dau și un pont dacă tot am ajuns aici, și partea amuzantă este că foarte multă lume a dat retur sau au dat retur, foarte mulți utilizatori sau cumpărători au dat retur laptopurile Acer pentru că nu știu de acest lucru și nu reușesc să instaleze sistemul de operare Windows 10. Și atunci, bineînțeles, fac laptopul pachet și îl returnează pentru că nu sunt atât de tehnici și nu știu că trebuie dezactivat Secure Boot-ul acela pentru a instala Windows 10. Și cum de bază este activat și nu-l poți dezactiva, ei nu știu ce trebuie să facă. Este simplu ce trebuie să faceți, o să vă arăt imediat. Ei neștiind ce trebuie să facă, îl dau retur pe motivul că nu se descurcă și nu pot instala Windows 10. Și din acest motiv, voi puteți profita de acest lucru și să vă luați produse Acer sau laptopuri Acer din categoria resigilate. Sunt magazine care au categoria resigilate, n-au niciun defect, au fost doar, să zicem așa, despachetate, desigilate și neștiind ce să facă cu ele, le-au dat retur. Deci n-au niciun defect, prețul este ceva mai mic și puteți profita de necunoștința sau de nepriceperea altora pentru a achiziționa un laptop mai ieftin. Haideți să vedem ce trebuie să facem, că am lungit destul vorba. O să pornim laptopul, are butonul Power aici și o să intru direct în BIOS cu tasta F2. O apăsăm repetitiv până când accesăm BIOS-ul. Am ajuns în BIOS. Dacă ne ducem aici în dreapta la boot, observăm că avem setat sau selectat UEFI. Nu avem altă opțiune, unele laptopuri au și Legacy, aici nu avem decât UEFI, da? Dăm OK aici. Și dacă vrem să ne ducem jos unde scrie Secure Boot, da? A doua opțiune aici, observați că este cu green, nu putem face modificări decât asupra primei opțiuni, Boot Mode. Dar la Secure Boot nu putem umbla, deci nu putem instala Windows 10. Ce facem? Cum dezactivăm acest Secure Boot pentru a instala Windows 10? Foarte simplu, ne ducem cu săgețile, da? Stânga-dreapta. Ne ducem înapoi la Security aici și facem următorul lucru. Este setat by default când ajungem în Security, este setat Set Supervisor Password, da? Cu alb. Apăsăm Enter, introducem o parolă, de preferat 1, pentru că oricum o vom dezactiva. Este periculos să țineți parole la BIOS, pentru că dacă le uitați, e destul de complicat și de grav. Și așa că o să o dezactivăm după ce setăm parola. Aici vom tasta 1 sau ce parolă vreți voi. Eu o să pun 1. Apăs Tab, această tastă, ca să mă dea în câmpul următor. Pun și aici 1. Și apăs Enter, da? Nu o să arate cifra 1, o să arate o steluță din motive de securitate. Apăs Enter, Change have been saved, schimbările au fost salvate și mai apăs o dată Enter. Și observați că acum am disponibile și aceste funcții, să umblu la ele, nu erau cu albastru, erau cu gri înainte să setez parola. Și acum dacă mă duc înapoi la boot, observați că acum am Secure Boot cu albastru, deci pot umbla și aici. Și pot schimba, da? Mă duc la Secure Boot, apăs Enter și dau pe Disable. Apăs săgeată jos, selectez Disabled și apăs tasta Enter. Și astfel am dezactivat Secure Boot. Și acum
o să dezactivăm parola, mergem înapoi în security cu săgeată stânga, mergem pe Set Supervisor Password, va fi default setată această opțiune și apăsăm din nou Enter. Ne cere vechea parolă, cea setată anterior, care era 1, da? Apăsăm Enter și aici nu vom mai introduce nimic. Lăsăm gol, apăsăm Tab să trecem în câmpul următor, lăsăm și aici gol și apăsăm din nou Enter și priviți ce se întâmplă cu aceste opțiuni albastre, da? Apăsăm Enter, încă o dată Enter și observați că aceste opțiuni cu albastru acum sunt dezactivate, deci am dezactivat parola, nu mai avem parolă pe BIOS. Și de acum încolo putem să instalăm liniștiți Windows 10 și putem dezactiva Secure Boot-ul astfel, prin această metodă. Vă repet, profitați de ocazie, multă lume nu știe acest lucru și foarte multe laptopuri Acer au fost returnate din acest motiv. Este foarte simplă rezolvarea. Odată ce faceți asta și dezactivați Secure Boot, puteți să instalați Windows 10 în modul UEFI sau UEFI, cum vreți să-i spuneți. Acest model, de exemplu, v-am arătat, nu suportă și Legacy. Modul Legacy suportă doar modul UEFI. Dar sunt laptopuri de la Acer care suportă și modul Legacy. În cazul acestui model de față, Aspire 3, nu este valabil. Este un Aspire 3 cu un procesor i3 a 10-a generație. Cam asta este ce trebuie să faceți. Dacă vreți să fac și un clip despre instalarea Windows 10 fără touchpad funcțional și fără mouse, doar cu tastatura, să-mi lăsați scris pe rubrica de comentarii, căci pe acest laptop, după ce am dezactivat Secure Boot, am făcut stick-ul butabil și am butat stick-ul pe acest laptop, nu mergea touchpad-ul. Și foarte mulți utilizatori nu știu să instaleze Windows dacă n-au touchpad sau mouse. Dar este foarte simplu de instalat Windows-ul. Dacă vreți să fac un tutorial pe tema asta, oricum o să-l fac. Dacă vreți să-l fac mai repede, îmi scrieți pe rubrica de comentarii și mă voi grăbi să filmez clipul acela, tutorialul acela. Și anume, cum să instalezi Windows 10 fără touchpad, fără mouse, doar cu tastatura. Pentru că v-am spus, repet, și îmi cer scuze că mă repet, când am instalat Windows 10 după ce am făcut aceste setări, nu mergea touchpad-ul, funcționa doar tastatura și deși aveam un mouse pe USB să-l pun, am insistat să nu pun mouse-ul și am instalat Windows-ul folosind doar tastatura. Dacă vreți să fac un clip pe tema asta, mulți au pățit asta, sunt dese cazurile în care ții un laptop nou și nu-ți vede din prima driver-ul pentru touchpad, nu-ți funcționează din prima touchpad-ul, da? Abia după ce instalezi Windows-ul și te conectezi la internet și faci update-urile, se instalează driverul pentru touchpad și va deveni funcțional. Dar în momentul instalării Windows-ului, touchpad-ul nu este funcțional pentru că nu are driverele necesare. Cam asta ar fi cu clipul de astăzi. Dacă v-a ajutat, v-a fost de folos, nu uitați să dați un like, să știți că mă ajută foarte mult, să dați un share pe rețelele sociale, să distribuiți prietenilor voștri pe WhatsApp, pe Facebook, pe Telegram. Dacă vreți să rămâneți la curent cu viitoarele clipuri pe care le postez, nu uitați să atingeți și butonul abonează-te de sub acest clip video, butonul roșu, și dacă vreți să fiți notificați de fiecare dată când încarc un nou videoclip, nu uitați să atingeți și clopoțelul din dreapta butonului roșu abonează-te pentru a fi notificați de fiecare dată când încarc un nou videoclip. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, eu sunt Adrian Guduș, voi ați fost pe canalul meu de YouTube, la revedere!